Băi, aveam eu un prieten, acum văd că e mare de la... E mare, cred că e mare. Acum are pula mare, dar cred că tot poponarie. Cred că vreau să-l fut în cur. Cred că mă fac și eu poponar, dar eu mă fac poponar virtual. O să râdă și poponarii de-a mine. Băi, ești chiar virtual. Exact, sunt poponar virtual. Am făcut mișto la un bairam de el. De ce am făcut mișto? Băi, eu eram mai citit ca el și știa mai multe chestii, dar el era poponar, raja. Nu era nici penal, că dacă era penal ne raporta la o lege penală și înțelegeam ceva, legea aia. Și dacă te raportezi la o lege câteva, ceva, înțelegi ceva. Stătea poponarul la Bairam cum era. Eram într-o căsuță mică, pentru că ne-am dus la un studentii, alt prieten al nostru. Îi zicea la sănătos. Era la sănătosul. Sănătosul a dat de băut, cum pula mea făceam noi. Am dat-o pe udătă, a dat-o și poponarul pe udătă. Acum cred că nu mai dă pe udătă, că acum e serios, e în Ministerul Asistenței Sociale de Handicapați și Protecția Muncii la Buci. Acum cred că e chiar poponar, cred că am fute toți ei în cur. Băi, știi care e cel mai dracu poponar? E politicianul sau aia de minister. Unii chiar le place. Eu cred că ție îți place. Pentru că nu te-am pupat în cur. Cred că și Adriana e poponăreasă, de-aia de rasă. La unii le place să-i pupi în cur. Păi, ăsta e cel mai tare poponar. Dar e și ea poponar care îl pupa în cur. Păi, poponar la poponar trage și o trage, vai de pula noastră. Deci de-aia trebuie să le dăm noi bani originali la poponari. Nu e poponar nici ea de la accept. Bă, ăia bani îmi recunoaște. Bă, noi suntem poponari. Ne futem. Treaba noastră. Dar ăia zice, băi, treaba noastră e treaba voastră. Noi cu? Vă împroșcăm cu căcat și pișat. Și noi ce facem? Apucați-vă de pupat. Cum să vă pupăm? Exact. Și după aceea ce să facem? Să ne votăm. Votați-ne. Și după aceea pupați-ne. Aoleu, atâta. Nu doar atâta. Lingeți-ne. Cu ce? Cu limba voastră cea română să rămână în adâncuri înfundată. Și ce mișto am făcut eu de poponar. Dar poponarul deodată s-a impacientat. Cum a fost scena? Păi atunci nu era seriu pe capul meu sau alte servicii, că de fapt, hai ca să-i zic seriu, că și de fapt seriu știe. Nebunii de căcat nu știe, că nu e seriu. Da, deci știe și băiatul. De diliu. Și din deducție logică, nu trebuie mie direu la cap ca să-mi dau seama. E și alte servicii care mă urmărește pe mine și ea sunt atât de stresat că am belit pula. Sunt foarte stresat. Pe capul meu atâta presiune că am belit pula. Pare că nu e presiune, e belită de pula. În sfârșit, o țin așa, n-am ce face. De ce? De aia, nu știu. Și poponarul, când era și o copil, îi văd curul. Îi zic, băi, Freddie Mercury! Ăla cu Mercury, ești chiar, pentru că poponarul îi plăcea Queen. Uite, i-am văzut pe britanici că le place Queen. Mercury! Ăla cum sunt poponar? Păi, ăla bare recunoștea că e poponar și cocainoman. Trăgea cocaină pe râs. Ăla cum era drogat? Da, mai trăgea. Îl chema
Frederic Bulsara original. Și trăgea original. Și era chiar gen. Dar până la urmă s-a îmbolnăvit de sida, dacă nu mi-a rezistat acum. Tu ești poponar? Ăla sunt ești poponar. Și râdea gagicilii alea care era prietene cu poponarul. Că erau niște prieteni care eu nu-i cunoșteam. I-a adus poponarul. De ce? Să își apere popou. Și deodată mi-am dus la metro. Și poponarul mi-a tras un pumn în gură. Era să omor poponarul. Poponarul stătea cu spatele la scări. Dacă îi dădeam și eu un pumn în gură, cum trebuia. Dacă îți dă un bărbat un pumn în gură, poponar nepoponar, trebuie să-ți faci tu un pumn în gură. La fel ca la tatălui Adrian. Dar m-am uitat și eu să-mi bag pula. Dacă îi trag un pumn în gură, ăsta are probabilistica, nu trebuie să știu matematică, probabilistică s-ar putea să moară. Ar fi Iosca, moare bou, rămân cu atac mental că bă, o merita până la urmă, dacă e poponar. Da, eu sunt bulangiu. La cu bulangiu înseamnă poponar. Exact, și eu sunt poponar. Și îmi place poponarii. Am zis, bă, hai să trăiască un poponar și să crească. Și văd că în timp a crescut. A ajuns la Ministerul de Poponari. De asistența socială de poponari care se dă nepoponari. Care se și căsătorește cu gagici. Cred că, oricum, eu știu din experiență că ăla are pula mică. Că o gagică l-a refuzat. Deci, că avea pula mică. Cred că pe aia o fute doar în cur, pe nevastă sa. Și o cheamă Grațiela. Îi dă lui Grațiela original. Grațiela! Vrei să fii poponar? Da, sunt poponăreasă de rasă.